Bună ziua și bine v-am găsit la proful online cu exerciții de matematică. Pe pentru acasă, clasa A, 6-a, aici suntem pe 12, 10-a, geometrie. Geometrie. Dacă A, B, C și D sunt coliniare, în ipoteză. Deci, 1. Dacă A, B, C și D sunt coliniare, A, B, C, D, coliniare, da. Și ce înseamnă coliniare? Pe aceeași dreaptă? În aceeași. Dacă A, B, C și D sunt coliniare în această ordine, da, în această ordine, și A, B egal cu 4 cm, așa, A, B, 4 cm, BC 5, BC egal cu 5 cm, CD 6, CD egal cu 6 cm, și P este simetricul lui A față de D, P, simetricul lui A față de D, lui A, față de D, D, determinați lungimea segmentului AP. Atunci, în concluzie, AP egal cu cât? AP egal semn de întrebare. Asta mă interesează, dacă știu ce e simetric. Da. Hai să vedem, vedeți, cred că trebuie să vorbesc de simetric un pic și să înțelegem bine. Exact. Uitați, dacă am punctele A și B, da? Am punctele A și B. Deci, prin două puncte trece o dreaptă și numai una. Pot să duc prin aceste două puncte dreapta respectivă. Ea este unică. Nu am altă variantă decât unindu-le. Și iată, asta e dreapta AB. Pot vorbi de simetricul lui A față de B. Simetricul lui A, atenție, asimetricul alb față de B, este un punct dincolo de B, încât B-ul devine mijloc. Deci, cum vreau, simetricul lui A. Simetricul lui A față de B este un punct pe aceeași dreaptă, unic, unic, încât B-ul devine mijlocul segmentului nou. Da? Deci este aici simetricul lui A față de B. Este punctul de aici, să spunem, M. Punctul M, încât distanța A, B egal cu B, M. A, B egal cu B, M. Vezi că tu ai înțeles greșit cu simetricul. De simetricul unui punct A față de B, simetricul lui A față de B, este un punct încât B-ul ăsta, el este mijlocul segmentului care se formează, între A și A. Dacă vorbesc de simetricul lui B față de A, simetricul lui B față de A. Da? Dar nu suntem în problema voastră. Acum vă explică, domnule. Care e teorie, da? Simetricul lui B față de A este un punct tot pe dreapta asta, încât A-ul este mijloc acum. Tu cum ai înțeles, Davide, cu simetricul? Un pic, lasă-mă un pic. De simetricul lui B față de A este un punct N, așa încât A, B, A este egal cu A, N. Dar simetricul lui X, punctului Y față de N, simetricul punctului Y față de N, simetricul lui Y față de N este un alt punct. Mă duc de la E până la N și mai merg în continuare exact lungimea E, N, și dau peste simetric. Simetricul lui E față de N este un alt punct F, încât distanța asta, E, N, e egal cu asta. Simetricul lui hai să zic al lui E față de M. Simetricul lui E față de M. Față de M. Da.
dreapta E trece prin M. Așa, mă duc la E până la M. Și? La E până la M. A. Și? În continuare. Și continui, încât M ce va deveni? Mijloc. Mijloc. Da. Da? Mai continui până când ajung ca lungimea ăsta să fie egal cu lungimea ăsta. Ăsta e punctul, să spunem, R. Ăsta e simetricul lui E față de M. Simetricul lui E față de M este punctul R. Ia să vedem, Daria, pe interes. Vreau, Daria, să-mi vorbești de simetricul lui E față de A. E față de A. Da. E față de A. Păi să iau de la E și să duc până în A și tot continui. Așa. De la E până la A și mai continui cât? Încă puțin. Încă cât? Exact cât e asta. Păi da. Nu puțin. Un segment? Atât cât e lungimea E A, mai continui când am pe urmă A, B. A, simetricul lui E față de A este A-B. Punctul B. Nu A. B. Punctul B. Simetricul este un alt punct. AB e egal cu AB. Așa încât A. E A să fie egal cu AB. Da. E A să fie egal cu AB. S-a înțeles? Dar ce înseamnă simetric? Da. Simetricul unui punct față de altul, ai plecat de la el până la cel la care se ia vorbă, ai mers și până continui să mergi cu încă o bucată de segment, okay, cât a fost între primele două pe care le-ai la, la dispoziție. Da. Da? Facem problema noastră. Așa, am insistat pe chestia asta, că am înțeles că nu era la îndemână. Și acum să vedem în problema noastră. Care sunt datele aici? Ce avem? AB de 4 cm. Toate ABCD sunt coliniare. Deci, pe o dreaptă, cum am văzut cu aici, o să avem grijă să plasăm punctele astea ABCD, dar nu la întâmplare, ci așa că încât AB să fie de 4 cm. A, B, de 4 cm. Voi aveți liniuța, asta, mă rog, măsurat. Măsurați. Da. Asfaltul, da? 4 pătrățele, 4 cm chiar pe linie, cu linia folosind. Pe urmă, BC e dintre 5. De la B la C, merg mai mult. Asta e C-ul, 4 cm, 5 cm, iar CD e 6 cm. De la C la D, aici până la 6 cm. Fie pe simetricul lui A față de D. Adică trebuie să mă duc la A, la D și tot așa până se face tot simetricul. Simetricul pe simetricul lui A față de D. Adică, acum mă duc de la A tot clientul ăla și trebuie să mai fac încă o dată. Sigur, cât de mult? Foarte cine mult. De cine devine mijloc? 15 cm. Devine cine mijloc? De unul, da? Deci de la A mă duc aici și toată asta este cât aici? 15. Și mai merg încă 15 cm. 15 cm. Exact cum am văzut. Din clipa în care mi-a explicat ce înseamnă simetricul, treaba este la îndemână. Da. Și puneți pe fictiv acolo. Așa, pe puncte, puncte, zic așa. Da. Punctul pe. 15 cm. Ca lungime. Acum segmentul AB. Cât este AB? 30 cm. Da. Corect. Da. Tot secretul a fost să înțeleagă ce înseamnă simetricul. Păi da, asta am și vrut. Da. Că aici era o dispută între el și mami. Mami zicea că nu-i convici el, el sunt încăpățânat, el știe mai bine și nu era corect, știți? Da, da, da. Și până la un tot cam corect. Hai, ăsta am simțit, da? Înțeles, da? Da. Hai, că facem o desi. Cum așa? Cu tot în clasă? Și așa? Să cu tot în clasă? Nu. Am mai pățit eu o chestie, o rușine de asta. Un copil care spunea că am rezolat pe faci gradul întâi, eu m-am speriat. Și nu se poate așa, dacă vă spun. Păi tu nu dacă vă spun. Adică, mi-a spunea, spune așa, că radical din... Ei, nu știu. Nu știu, oricum îi băgați în ceapă. Băgați în ceapă. Ca și cum aș fi zis așa, 2 la a doua
plus 3 la a doua este egal cu 5 la, la a doua. Îi face 2 cu 3, fac 5 tot la a doua. Asta spunea elevul din clasa a doua. 2 cu 3, ce nu i-ați arătat? Și... Că 4 plus 9 plus 5. Păi să facem calculul. Exact. Facem calculul și... nu, da, așa au făcut la tablă. Dacă așa au făcut la tablă, le-am copiat bine, domnule. Da, sigur că da. Băi, nu se există... Se mai cadare. 31 de la pagina 172 nu are decât 3 probleme și pe aceea facem un test. 31 de la... 172. 172. Pe dreapta de aia se aleg punctele A, B, C și D în această ordine, astfel încât A, B, 4 cm. Deși în ipoteză, A, B, sunt colinii aceea pe dreapta să aleg. Da, pe dreapta, da. Ce punți aleg? A? A, B, C și D. A. Faceți colinii aia, domnule. B. A, B, așa, C, C și D. Asta înseamnă că sunt colinii aia. A, B, C, D, colinii aia. Astfel încât A, B egal cu 4. A, B egal cu 4. B, C egal cu 3. BC egal cu 3 cm, 4, 3 ca numele, nu așa? 3 cm, da, așa. Da, da, domnul profesor. Și CD 6 cm. CD egal cu 6 cm. Punctele M, N și P sunt mijloacele segmentelor. M e mijlocul AB. Hai să scriu. M, mijloc. AB. A, B. N al lui BC. N, mijloc. Și P a lui CD. Mijloc. Lui CD. În concluzie, să aflăm AMI. Lungimile segmentelor. AC, AD. AC, AC egal. Egal cu cine? AD egal cu cine? BD egal cu cine? BD egal cu cine? AN și PP. AN și BP. BP. Și la B să arătăm că segmentul MN nu este congruent cu CP. MN? Nu este congruent cu CP. Adică zic congruent. Tăiat. Da, cu CP. Segment, așa da, e. Da, 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 da. Cu C. Cu CP. Spre. Asta. MN facem este... repede o figură. Da. Faceți dumneavoastră mai mici, domn profesor. Uitați și ce surprize am avut, sunt mai mari. Nu știu cum faci. Aici e cu mici, doctor. Așa. Da. Facem repede o figură. Deci ABC de puncte B dreaptă, dreaptă. Sunt în ordine A, B, B, C, C, D, deci așa să le luăm și noi. Pe dreaptă. Aici A de 4, da? A, B. B, C, C este un pic mai mic. Deci 3. A, B, C și D-ul de 6, adică dublu. Asta. 6. D. Acum, am să iau și mijlocul ăsta și să înțeleg că sunt la fel de mari. P, P e mijlocul, da? Deci pe P-ul aici. Acolo, da. N la BC. Mijlocul BC. N. Și... M. A lui AB. M a lui AB. Bun. M. AB e 4, deci... Deci, aici 4. Da. BC este 3. Și CD 6. Și CD... 6. 6. Îl calculăm pe AC. Ia să vedem, dar ea repine. Ce doar să vedem? Trebuie să vedem. Da, se lăsăm. Așa. Deci, de la A la C o să avem AB plus BC. AC egal cu AB plus BC, așa. Care să fie 4, 7 cm. Așa. Deci, AC, să răspundem. Pentru amic, AC egal cu 4 plus 3 și egal cu 7 cm. Davide, pentru următoarea întrebare, AD este egal cu 13 cm. Deci AD... egal cu 13 cm. Da, egal cu 13 cm. Adică este 7 dinainte plus 6 și egal cu 13 cm. BD. Cu 9 cm. BD. Da. 9 cm. BD. AN va fi 4 și 1,5.
adică 5,5. Da? Deci AN e 5,5. 5,5. Te rog, Daria. BP o să fie... Păi de la P, B la P sunt 3 cm, adică BC, plus jumătatea lui CD, adică o să fie 3 plus 6. 3 plus 3, 6. Așa. Deci BP egal cu 6 cm. Și am găsit punctul A, punctul B. Am terminat pe A, da? Da. La B. Să arătăm că MN nu e congruent cu CP. MN cu CP. Pentru că M... CP cât are? CP are 3. 3. Și MN? Și MN este 2, 2 cu 1,5, adică 3,5. Deci n-au cum să fie egal. N-au cum să fie egal, pentru că... Deci MN... Mai mare. Scriem, așa scriem. MN egal cu 3,5. MN egal cu 3,5. Centimetri. Și CP? Iar CP? CP egal cu 3 centimetri. 3 centimetri. Se ridică, rezultă că cele două nu sunt congruente. Când două segmente sunt congruente? Dacă au aceeași lungime. Da. Acum, autorul folosește noțiunea de congruență și sub aspectul acela că una este dezvoltă anumite mulțimi de puncte, cealaltă se referă o altă mulțime de puncte. Și de aceea nu spune că sunt congruente dacă au aceeași lungime. Dar nu vorbește de egalitatea lor ca mărime, ci zice congruente pentru că sunt deslocă mulțimi de puncte de altă parte. Uite, MN se referă la punctele separate de aici, iar CP s-ar referi la punctele acestea, care din altă zonă. Da. Chiar dacă ar avea aceeași lungime. Deci vorbim de congruență. Problema 38 de la pagina 873. 38. Facem de 38 de aia și următoarele două nu prea ușoare, le faci pe acasă. Așa, vă uitați să... Da, 38 de la 173. 173. Care se pot face acasă... Exact. Fie punctele coliniare A, B, C și D în această ordine. Deci, fie... A... A, B, C, D, în această ordine. Coliniar. Coliniar, uitați, copii, când se pune punctul ăsta, înseamnă coliniar. Să scrie ușor așa cum când era... Da. Dar voi trebuie să știți că înseamnă coliniare asta, da? Da? Deci A, B, C, D, de regulă și în această ordine. Exact. Dacă AC supra CD... Ipoteză. Dacă AC supra CD egal cu 4 pe 3... 4 pe 3... Și BC supra BD egal cu 2 pe 5, cât este? Calculați BC supra AD. Atunci, concluzie. Da, BC supra AD. A. D. De AD, da? AD. D. A scris bine, da. Cât e? Păi, știm că AC este 4 cm. CD este 3 cm. Așa, neapărat. Pentru că numitorii sunt aceiași, numărătorii sunt aceiași. Atenție, Daria, el spune... Da, păi eu trebuie să scriu. Hai, te rog, te aștept. Nu de 3 ori AC egal de 4 ori CD? Sau cum? Îi de atât am aici. Dar ea, tu cum știi aici? Nu l-am făcut. Deci l-am făcut BC supra AD. Da, acolo nu se rapoarte. Păi, practic, BC este 2 cm. Deci, să înțelegem. Eu știm pe cele de sus, adică știm și pe BC, acum trebuie să luăm pe AD. Dar faptul că ți se dă AC supra CD face 4 pe 3. AC ar fi 3. Oare neapărat AC e 4 și CD e 3? Da. Dar n-ar putea să fie 8 și 6? Ar putea, dar când ți se dă, te spune că așa e.
Deci când vedeți un raport neapărat numărător egal numărător și numitor egal numitor, aveți totdeauna convingerea că așa trebuie să fie la o fracție. Chiar, da. Din tot ce am făcut, am întrebat fracții, nu? Pentru că acea ar putea să fie, poate fi mai, chiar mai mare decât 4 pe 3. Adică... Noi nu știm, poate fie unul, poate să fie, nu, AC-ul poate fi simplificată să ne dea 4 supra 3. Așa! Nu știm sigur că AC supra C de exact 4 pe 3. Dar fi 8 pe 6. Da. Deci poate să fie o fracție, valoarea este 4 pe 3. 12 pe 2. Dar poate să fie 8 pe 6, 12 pe 9 și mai departe. Fracții echivalente, că am văzut data în trebuie fracții echivalente, da? Deci, nu avem un motiv foarte clar să credem că AC e simplu 4 și CD ar fi 3. Nu avem un motiv. Și atunci? Aș putea să scriu pe AC ca 3 CD. Cât? AC. De 3 ori CD. AC egal cu 3 CD. De 3 ori AC. CD. CD egal cu? Cât e? Nu, am zis AC egal cu 3 CD. AC, 3 CD, așa? Nu, din ce ne amintim, n-am făcut niciodată, este greșit să gândim. AC, dacă vrei, înseamnă 4 CD supra 3. Corect, adică din 3 ori AC, produs mediu egal de 4 ori CD. Ca și cum aș aduce la aceeași unitate. AC ori 3 egal cu CD ori 4. Deci AC ori 3 egal cu CD ori 4. Deci asta s-ar traduce. Dacă vrem, modul de scriere de 3 ori, de 3 ori AC egal cu 4 ori CD. De 3 ori C egal cu 4 C, D. A doua cum s-ar scrie, Daria? Ar fi de 5 ori BC. Da, deci asta ar fi de 5 ori BC egal cu de 2 ori BD. Bun, și facem și mai bine și pe liniare, nu? Deci facem așa, să pe o dreaptă. Deci luăm pe o dreaptă. Că zice că sunt pe liniare cu din asta. A. B, C, da, acum să le punem, domnul, trebuie să urmăresc chestia asta, păi, da? Deci nu mai îmi permis să le pun la întâmplare, pentru că zice că AC față de CD, BC, deci AC-ul ar fi pe aici în evasă și C-ul, da? Deci AC-ul, trei segmente de AC, deci trei bucăți de AC fac de 4 ori CD-ul. Adică ar fi de 3 ori acel segment, egal de 4 ori CD. Așa. Deci CD-ul... trei segmente din alea, cât AC-ul, să fie patru segmente cât CD-ul, adică segmentul ar fi cam foarte mare. Să fie infinit. În mod normal, aici a fost amplificat cu un factor, nu? Da. Și l-am simplificat. Da. Și după simplificare, să ajunge, să zicem, AC să fie 4 și CD egal cu 3. Dar eu am insistat pe varianta asta, că desenul pe care îl fac particular, socotind AC-ul 4 și CD-ul 3, este, repet, situația după simplificare, cum am spus și voi. Așa că am să iau de parcă ar fi fost simplificarea cu 1, deci simplificarea cu 1, s-a făcut simplificarea pe factorul respectiv și suntem la scara asta de AC-ul de 4 și CD-ul de 3. Deci, cu centimetru măsurăm asta, să menținem... AC-ul deci, de 4 și CD-ul deci de 3. Deci încerc așa să văd. Uh-huh. În condițiile în care ar fi fost multiplu, mi-a era, atunci, după simplificare, exact cum aș face la scară. Factorul de proporționalitate l-am simplificat și atunci pot să... surprind așa, AC-ul de 4 și CD-ul de 3. Ia. A
C-ul dacă este de 4 cm și C-ul de 3. Da, hai să luați o undă de măsură, domn profesor. Hai să luăm. Da, luați dumneavoastră și să o respectăm. Așa. Așa. Doriți. Deci. Nu. Doar avem, dar avem garaj de toate, dacă... Da, că sunt la garaj, parcă sunt dincolo de București. Deci, dacă ar zice că C-ul e 4, unități, da? 1, 2, 3, 4. Pune și eu. Fix, da? 1, 2, 3, 4. C-ul. La C-ul ar fi 4, iar C de 3, încă 3, 1, 2, 3. D. Da, da, da. Așa. Atunci, BC-ul ar fi 2. BC. 2. Dar puneți B-ul. BC. Acolo. Așa, ar fi 2. B. Și BD-ul 5. BD-ul, BD-ul ar fi 5. Da? Da. A, B, C, D. Deci s-a respectat așa. Acum, ca să lămurim, dacă n-aș fi fost așa de acord, atunci aș fi luat parcă unitatea de măsură dublu. Dacă nu merge și acum, de 3 ori AC-ul, dacă îl punem în profesor, sigur că da. Merge 4 ori 12, egal cu 4 ori 3 ori 12. Păi face exact așa, dar vreau să spun că dacă aș fi mărit la scară, da, ar fi fost ca și cum aș fi luat unitatea de măsură dublă. Exact. Ei, bine. Da. Asta vreau să zic, că proporția se păstrează. E important că se păstrează proporția. Da. Și acum trebuie să găsim BC supra AD. Păi BC-ul sunt 2. Da. Supra și AD. AD-ul sunt 2, 4, 7. 2 pe 7. 2 pe 7. Pe 7. Deci BC supra AD. Trebuie să măsurați, numărați segmentele. Egal cu 2 pe 7. Mai insist o dată ca să clarificăm lucrurile. Da, iar tu, dacă ai înțeles. N-am înțeles. Da? N-am înțeles, nu? Hai să luăm încă o dată. Vezi, Daria, tu ai venit de la început să spui A și cu David, dar nu doi ai spus așa. Da. A, C-ul e 4, CD-ul e 3. Exact. B, C-ul e 2 și BD-ul este 5. Eu am insistat, așa am spus. Acest lucru, nu-i totdeauna corect să-l fac. Pentru că așa ai punctat tu, David, și ai spus 4 pe 3 urma simplificării fracției. Fracția asta cum se cheamă, care nu se mai poate simplifica? Ireductibilă. Ireductibilă. Deci ea a fost undeva reductibilă, a fost 8 pe 6, a fost 12 pe 9, pe 9 s-a simplificat. Și am ajuns 4 pe 3. 5. După această simplificare, eu fac această, să spunem, această distribuire. AC-ul să fie 4 unități, CD-ul să fie 3 unități. Când mai ce să scrii? Uite-am cum profesor. Mai insist cu Daria. Te văd de un pic obosită. Da, și mă rog, nici nu vrei să înțelegi. Și vrem să pătrunim ei și. Deci așa pleci, A, B, C, D, cu liniare, AC4. AC4. E 4 segmente. Iată, AC-ul 4. Am luat unitate de măsură, voi aveți pătrățit, ați luat 4. Mai una, ședeți acum, că a spus 2 și după aceea nu s-a înțeles. Unitate de măsură, și CD-ul am luat 3. CD-ul l-am luat 3. De la ce mai mers încă 3. Și acum BC a zis voi 2, corect. BC 2. Și BD 5. Pune problema cât e BC supra AD. Ce n-ai înțeles? BC știi că este cât? 2. 2 supra AD, care este, tu de la AD, cât e unii segmente. Câte segmente sunt? Da. Și câte sunt? 7. Și scrii 2 pe 7 și s-a pus la problema, ai înțeles? Deci numere efectiv. Faptul că spune BC 2, facem o legătură cu vectori, să zic aici. Nu zic BC, B, cum mă duc o parte, așa, ci B-ul aici. Cu liniare în ordinea asta, A, B, C, D. A, B, C, D, corect. Și atunci suntem... Ai înțeles tema ta? Suntem... Da. Bine. Facem și tema lui Davide. Da. Testul numărul 1 de la pagina 157. 1 de la 157. Tema ta. Testul 1. La 157. 157. Dar e 8 urechi aici. Nu flying de la mine. Te mănânc. Acum, te mănânc. Da, folosind figura de mai jos, completați corespunzător. Deci faceți pe o dreaptă A, C, B și D. Asta e problema 1, nu? Da, 1. A, B, C, A, C, B și D coliniare. A,
C, un pic mai încolo. C. B mai încolo, mai mare decât AG. Da. Și D... arată la jumătate. E cam așa. Așa. Bun. Da. Acum faceți prin B, duceți așa o linie oblică. Da. Așa. Prin invers, vrea figura. Așa, cum vrea figura, așa face. Așa faceți, da. Și sus vă spun prin E și F. Vedeți dacă vă mai încap. E și F. E aici și F poate e F e mai sus și E mai jos. Nu, nu, nu. Două sus. În aceeași ordine, da? E și bun. F. Acolo. E și F. Deci am dus-o așa, eu aici să zic, și E cu mai jos, da? Da. Și jos luați S și P. S primul. Fără simetrie, fără nimic, nu? S, da, fără. S și P, da? Da. S pe aici. Și P, P. Și P acolo. Așa. Și în A pune și scrie A și H același punct. A egal cu H, da? Da. H și de sub nota la ei, dar nu mai pune. Bine. Bun, și noi la fel. A și H. Deci uitați-vă bine la figură, da? Acum, amic, față de dreapta AB, punctul C, puncte. Și notăm, deci față de dreapta AB, punctul C. Punctul C, ce? Voi trebuie să ziceți. Față de dreapta AB, punctul C, este simetric. C cum este? E simetric, ce înseamnă? C-ul? Da. Am înțeles D-ul. C? În față și de notăm? Dreapta AB. Așa scrie, față de dreapta AB. Așa dreapta, da? Da. Față de dreapta, bun, acum merge pe limbajul ăsta, așa zice eu autor. Da. Față de dreapta AB, ce putem să spunem ce-ul? Ce-ul aparține drept. Asta e. Ce-ul aparține drept. Ce? Deci răspunsul aici ce? Aparține dreptei de. De mic. De mic, da. Da. Aparține dreptei de. Dar yes. Ce puteți spune? Iesul față de dreapta AB. Nu aparține. Iesul nu aparține. Deci da, aici și notăm. A, și notăm așa, nu? Ce o aparține? Dreptei AB. Ce aparține dreptei de care înseamnă AB, nu? AB. AB. Așa spune de dreapta, da? Yes, nu aparține. Iată, adaug eu aici. Yes, nu aparține dreptei AB. Bun. Dar dreptei CD aparține yes-ul. Nu. Nici. Nu. Nu-i din temă. Deci asta ziceți voi suplimentar. E sau aparține dreptei AB? Nu. Nu. B. AC și BD sunt? AC și BD sunt egale. Nu știm asta. Dar nu știu informații. Și chiar cu sunt sigură. Sunt coliniare. BD. AC și BD sunt? Coliniare. AC și BD. Punctele sunt părniate, dacă zis AC așa. AC și BD așa a zis. Puteam să spunem că sunt egale? Nu. Nu. Dar nu sunt egale, chiar nu sunt. Cum? Nu, nu, dar când a zis AC... Nu s-a referit. Dreapta. Dreapta AC. Sunt pe aceeași dreapte, eventual. Sunt identice. Dreptele sunt identice. Nu pot să spun egalitate. Egalitate se referă la mărime. Sunt identice, în sensul că se suprapun. E vorba de una și aceeași dreaptă. Dacă vă imaginați că aia e dreaptă de mic, AC și BD sunt identice. Una și aceeași dreaptă, da? AC și BD sunt... identice. Identice. Ce? De ce? Da, sunt identice. Semidreapta BC. Semidreapta, altă problemă, da? Ce? Ce? Ce mic? Ce? Dar gândesc dacă zic bine, cu paranteză pătrată în B. Așa. Segmentul, nu, semidreapta. Semidreapta închisă. Semidreapta BC. BC. De semidreapta BC. Închisă în B. Adică pleacă din B și se duce prin C nemărginit. Până D. Și semidreapta BD. Fără să fie închisă aici. Fără. Așa. Și semidreapta BD. La fel. BD, da. Sunt. Deci semidreapta D infinite. B și B de sunt cum? Infinite, zice. Nu, nu există semidreaptă infinită. Nu, nu există. Poate să fie și de la D să înceapă să ducă în B sau coliniare. Pentru nu, că dacă puntele sunt coliniare sau dacă începe de la D și se duce încolo. Nu, începe din la B.
De la B la, B, la D și se tot duce. Asta și de la B la C se tot duce. Este opuse. Adică așa. Sunt opuse. Semidrepte opuse. Sunt semidrepte opuse. Nu pot fi infinite. Da? Sunt semidrepte. Astea sunt semidrepte. Semidrepte. Opuse. Opuse. Și ele împreună cât fac? Deci BC, semidreapta BC, reunită împreună cu semidreapta BD. O infinitate. Ce implică? Cu dreapta. Fac toată dreapta. Corect. O vedează toată dreapta. Este egal cu dreapta? D, notată cu D pe figură și gata. D mic. Așa, fac dreapta D. Acum, dar dacă, mă împing, mai dă de băi. Dacă v-aș fi scris la BC, semidreapta BC, reunit cu semidreapta B, D, cât ar fi dat acum? Păi, vedem că nu e închis. Adică nici una, nici cealaltă nu ia pe punctul B. Și atunci? Adică sunt... Cu cine era? Cu segmentul... Păi nu poate fi segmentul, dacă semidreapta asta poate așa. BC. Poate așa. Și semidreapta, deci dincolo, nu? Deci din B fără B și se duce încolo. Păi da. Din B fără B și se duce încolo. Ce dă? Păi nu tot dreapta. Toată dreapta, că reunim până la loc. A, reunite. Da? Dar fac ce fac? Fac dreapta D mai puțin punctul B. Nu-l luăm. Nu-i cap. Deci egal cu dreapta B minus mulțimea formată din punctul B. Dar dacă aș fi dat așa, semidreapta BC, reunit, da, semidreapta BC, reunit cu semidreapta închisă BD, cât ar fi dat? Ar fi dat așa toată dreapta, în afară de punctul B. Dar mai e de pe punctul B. Ieri au fost, adică mai sus au fost asta. Păi da, dar pentru nu lipsește, a, și celălalt se ia, era toată dreapta. Toată dreapta. Fac toată dreapta, sigur, dar deci egal cu... cu dreapta D. Aici o fac toată dreapta D, da? Aici. Dar dacă aș fi dat așa, semidreapta BC intersectată cu semidreapta BD, cât ar fi făcut? Deci BC și BD, tot vine așa, nu? Nu, păi, intersectată. A, intersectată. Mulțimea fi dat? Nu, B. B. Că B se întâlnește. Și colo și colo. Egal, mulțimea formată din punctul B. Da? Formează mulțimea formată din punctul B. Păi și deci punctul D? Azi, mă opresc și de mare. Da. Vă citesc? Da. Da? Punctul D. Pentru semiplanul AD și punctul E. Pentru semiplanul AD. A. D. D. Semiplan, domn profesor. Așa. Semiplanul. Așa, AD mare, D mare. A, D, da. Și punctul E, și E. Punct virgulă E. E, pentru semidreapta AD semiplanul, și, semiplanul AD și punctul E. Dreapta AD indică AD, ce este AD? Da. AD indică. Păi semiplanul AD vine, ar fi fost încolo, nu? Semidreapta AD. Semiplanul. O pic. Mai întâi dreapta AD vreau. Semidreapta AD. AD. Aici am zis AD. AD. D. Și punctul E, și punctul E, adică de la dreapta în sus. Cu alte cuvinte, din dreapta AD, în sus, da. Vorbim din semiplan. Care dreapta AD împarte planul tot în două, împarte un semiplan deasupra și unul de sus, da? Iar punctul E este în partea asta. Deci vorbim de dreapta și de partea superioară dreptei, da? De partea din sus a dreptei. Deci o dreaptă și un punct, punctul respectiv indică la care semiplan facem referire. Deci când duc o dreaptă, David, așa o dreaptă de, ia dreapta asta împarte semiplanul, un tot planul ăsta, împărțit în două, semiplanul deasupra. Și zic, unul de sus și unul de jos. Da? Dar de o parte și de alta, de o parte și de alta. Nu, ne-ai explicat. Avem o grădină și tata trage o linie și jumate pentru noi și jumate pentru locul, așa. Deci planul respectiv și atunci o parte este
cealaltă. Și pe cealaltă. Bun. Ei bine, ca să fac referire la, din cele două, iau un punct. Și când am luat punctul într-unul din semiplan, îi spun acum. E vorba de semiplanul situat în partea aceea care o ține pe A. Și atunci zic, e vorba de semiplanul determinat de V și punctul A. Da? Semideterminat de dreapta D și punctul A. Dar dacă iau așa, D, A, așa, scris. Înseamnă... Iau dreapta sau nu iau? Asta mă întreabă, domnul profesor. În scrierea asta. Aici nu iau. Aici nu iau. Aici o iau. Normal, ea e... Inclusiv asta, adică toată zona și inclusiv punctele de pe... În funcție de cum e notat, atunci acolo nu luăm dreapta. Aici, AD indică, dreapta AD indică, aici AD indică. Dar acolo nu e dreapta, nu? Acolo e semiplanul. Semiplanul determinat de AD și punctul E. Așa trebuie să închid aici. Da? AD și punctul E. Nu mai închis acolo? Păi cele două... Da, e clar că aici nu mai da? Deci cele două trebuie să fac referire. Indică semiplanul, așa trebuie de răspuns. Indică semiplanul determinat. Semiplanul care se află punctul E. Așa scriem? Da. Indică, scrie, indică semiplanul în care se află punctul E. Și știm bine că eu a fost așa fel gândit când am văzut problema, cum a fost gândit? În zona aceea deasupra mi s-a dat. Da? Bun. Indică semiplanul în care se află punctul E. Da. Gata. 2. 2. Folosim figura anterioară, deci vrea să o lăsăm. Nu știu de sigură. Da. Precizat. TS interceptat. TS. Da. Interceptat cu. TS pus între... TS pus fără nimic. Fără nimic. TS. Da. Dreapta TS atunci. Ca să o notează dreapta. Da. Interceptat cu semiplanul dreptei AB închis în A și punctul E. Deci... TS. TS. Interceptat. Asta era a doua, nu? Problema da, problema a doua. TS interceptat cu semiplanul închis în AB. AB închis în A și punctul E. Și eu, da? Da. Și iar mătii de paranteză. Lasă deschis în sensul că nu poate să nu marginește partea aceea, da? Deci, TS, TS dreapta, TS... Toată dreapta, nu a pus nimic. Da, TS. Intersectat cu semiplanul determinat de AB și E. Adică tot partea asta, ce vorbim de partea asta, de dreapta, nu? Deci partea asta de deasupra, intersectată cu dreapta TS, este egal cu... Toată... Deci precizați. Deci folosim figura anterioară, precizați TS da. Intersectat. Deci A intersectat? Da. Adică ce este în A? B, da. Ce este la comun? Păi B, nu numai B. Păi B, B E și F. E, B și B, F. Dar și de la B, nu tot acolo s-a de la B la E, la E. E, B, F. Eu zic că este vorba de semidreapta, B, originea B. 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 Da. Și... B, E F. Sau B, F. Și zicem B, E că lăsăm deschisă mie. Sigur că da. Fiindcă vorbește cu el. Exact. Da. Deci este egal cu B. Închisă B, a zis. Pentru că ea se ne dreapta da, B. Așa. Și cu punctele de pe dreapta. Da? Și atunci când ajunge și-l ia, dacă e vorba de intersecția dreptea și